Localnicii din satul Nepo s-au descoperit că pe o lungime de aproximativ un kilometru, unul din malurile Someșului Mare a fost complet defrișat de arbori care formau o barieră de protecție. Noi am lăsat să nu ne inunde locurile în caos. Arborii ăștia. Arborii ăștia, da. De asta am lăsat noi. Și acum ce se întâmplă? N-are ce se întâmpla, că i-o tăiat, poate veni să spele apa, să vie iar, să ne vie pe locurile noastre. Noi n-am tăiat nimica, dar altul, ca să te frișeze suprafața asta, s-a putut. Supărați de cele întâmplate, mai ales că zona este și arie protejată SIT Natura 2000, localnicii au sesizat garda de mediu. Și păsările și toate praful își făceau cuibă aici și era foarte și foarte, foarte bun și pentru sat, că aici e numai un teren foarte nisipos. Comisarii gărzii de mediu care au constatat infracțiunea au numărat aici, în zona de protecție a râului Someșul Mare, 183 de arbori tăiați ilegal. Au identificat și presupusul autor și au făcut o plângere penală. Identitatea autorului însă nu a fost dată publicității. Paguba este evaluată la 10.000 de lei. Conform legii apelor, tăierea vegetației de pe malurile unui râu se pedepsește cu amendă între 10 și 15.000 de lei în cazul persoanelor fizice și până la 70.000 de lei în cazul persoanelor juridice.